Suntem înaintea unei duble amicale cu Cipru. Cu ce gânduri priviți aceste meciuri? Avem obiectiv să câștigăm amândouă meciuri, să ne facem treaba cât mai bine, ce facem la antrenamente, să aplicăm în amândouă meciuri. Trebuie să fim concentrați, să aplicăm ce ne-a predat domn profesor la antrenament și să obținem puncte. Urmează meciurile din preliminarele campionatului european. Vă ajută foarte mult meciul cu Cipru în privința adversarului? Seamănă cu ce aveți să întâlniți în preliminari? Da, bineînțeles. Mai avem două meciuri contra Cipru. După mai avem încă două contra Suediei. Iar după intrăm pe linie dreaptă și aceste meciuri, mai sunt patru meciuri, ne ajută foarte mult pentru calificare, să mergem la calificare. În vestiar vorbiți despre altceva în afară de calificare la european? Există și alte gânduri? Nu, fiecare se gândește la calificări, să jucăm cel mai bine, să formăm o echipă și să aducem o calificare la Under 19. Mulți microbiști nu mai mizează pe voi ca viitoarea generație de aur. Sunteți, vă simțiți potențiali componențe unei astfel de generații? Bineînțeles, avem o echipă foarte talentată, cu antrenori foarte buni tineri, suntem o echipă tânără. Pot să spun și avem pretenții foarte mari acum. Toată lumea are de la noi și noi trebuie să dovedim. Nu trebuie să dezamăgim. Ce ar însemna pentru voi calificarea la un turneu final? Este o bucurie, atât pentru fiecare, cât și federației. Este ceva nemaipomenit dacă am putea să ne calificăm la campionatul european. Pentru mine? O mândrie. O mândrie să fiu calificat acolo, să port emblema României, să pot duce cât mai sus. Ce fi în stare să faci sau la ce fi în stare să renunți pentru o astfel de calificare? La tot. La tot. Aș putea renunța la tot. Nu pot să spun momentan aceea, dar la tot. Nu există ceva mai frumos să te califici la un turneu final și să joci pentru echipa națională. Voi sunteți și cu echiperi în Olanda, la echipa de club. Vă ajută foarte mult acest lucru că vă știți bine. Există altfel de relații între voi pe care puteți să le adaptați și să fie un plus la națională? Da, avem o relație mai... de prietene mai de lungă durată, ne înțelegem foarte bine de mulți ani, am jucat și la club, la Timișoara amândoi, acum jucăm în Olanda, ne înțelegem bine și acolo și aici când venim ne înțelegem foarte bine. Cum sunt percepuți tinerii români în campionatul olandez? Sunt văzuți foarte bine, dar trebuie să muncești pentru a obține postul de titular. Dacă nu muncești, nu prinzi echipa. Dacă ne gândim la ultimii jucători care au făcut performanță în Olanda, primul nume vine în cap este Cristi Chivu. Am înțeles că tu ai porecla de nou Chivu sau tu ai porecla de nou Chivu. Toată lumea se raportează la Chivu când vine vorba de români? Și la domnul Chivu și la domnul Hagi, cel mai mult, la domnul Popescu, legendele României. Da, în primul rând toată lumea spune de Chivu. Chivu este... văzut foarte bine în Olanda, și-a lăsat la împetre acolo foarte bine. Reușiți să depășiți performanțele lui? El se fer că el este fundaș. Aș vrea, de ce nu? Sunt tânăr și am mult de muncă. Te simți bine, confortabil cu porecla asta? Da, vă dați seama, mă ajută, sunt mândru să capăt porecla de noul Chivu și asta este ceva frumos. Pe Cristi Chivu l-ai cunoscut? Nu, din păcate, aș vrea să-l cunosc, să-i strâng mâna și să învăț cât mai multe de la el. Cum este viața voastră în Olanda? Aveți timp și de altceva în afară de fotbal? Cum vă petreceți timp? Nu, acolo este numai fotbal. Începând de dimineață, de la ora 6, ne trezim și mergem la antrenament. Ajungem acasă la ora 6 seara, mâncăm și ne punem în pas și urmează a doua zi. Nu avem timp de altceva. Acolo avem câte două antrenamente aproape fiecare zi, multă muncă, o dignă și atât. Cu limba cum vă descurcați? Doar în engleză sau ați învățat și flamanda și celelalte dialecte? Nu, vorbim și olandeză cu băieții, dar în afara terenului vorbim engleză cu colegii, dar în teren vorbim și olandeză. Cât v-a luat să învățați? Ție cât ți-a luat să înveți olandeză? Un an de zile, măcar să mă descurc puțin, să comunic. Am învățat și engleza, fiind eu nu știam deloc și m-a ajutat foarte mult experiența asta. V-ați împrietenit, bănuiesc, ați legat relații de prietenie cu echipierii voștri de alte naționalități. Le-ați povestit despre România, ei vă întreabă, sunt curioși despre cum e în țara noastră, ce au de făcut aici, ce au de văzut?
Da, am vorbit cu colegii mei de acolo și el, au spus că vor să ne viziteze. Știu de București, știu că e un oraș foarte mare, cu mulți oameni și au zis că vor să ne viziteze aici. La Amsterdam faceți vizite voi? Am făcut de câteva ori, e foarte frumos acolo, multă lume, agitație, dar noi acolo avem numai în cap, numai fotbal și atât.